Așa, după cum vorbeam, e primul live pe YouTube. N-am mai stat live. Cel puțin aici. Prima fază mi-a părea alb-negru, credeam că doar alb-negru poți. Așa că, fraților, Q&A. Mihai, salut, salut. Suntem bani mare, avem un bani de seară. Am prins locul ăsta mișto aici cu râu, loc liber, pam pam, fără agitație, fără lume. Mișto oraș, am dat și o tură azi. Hei, Roxana Popovici. Roxana, Roxana, peste tot, Facebook, Instagram, orice. Când apare piesa cu cine sunt eu, cine ești tu? Cred că e a patra de pe album, așa că trebuie să mai aștepți puțin. Când melodii noi, cred că de luna asta, adică sunt aproape sigur că de luna asta o să începem lansările. O să avem vreo 5, 6, cam 8 piese am aproape gata, mai lipsesc mici părți de la fiecare. Da, bă, că nu mai văd comenturile. Așa. Pentru prima dată pe Insta, pe YouTube Live. Se aude ok? Mă aude toată lumea? Măriu Suceava, mai ești la Scandalous Music? Da, mai sunt la Scandalous Music. Vescan, cu ce echipă de fotbal ții? Bă, nu țin cu nicio echipă de fotbal, sincer. Nici nu, adică înțeleg să susții o echipă, nu înțeleg de ce se ceartă oamenii pentru asta și nu am timp să mă uit la fotbal, mă jucam FIFA. Dar n-am avut niciodată timp să stau să mă uit la meciuri, se pare că n-am fost niciodată un microbist adevărat. Ce se aude cu Dansul Banilor? A doua de pe album, dacă amintesc corect. Repet, am lucrat la toate piesele perioada asta deodată și nu mai țin minte exact. Dar, oricum, dacă nu anul ăsta, la începutul anului viitor apare și Dansul Banilor. Ștefan Lambre, mai ții legătura cu Codin sau Ramona? Da, mai țin legătura cu Codin și Ramona, sunt prietenii mei, Creative Monkeys. Musca, măi. Vorbim. Ce melodii ne pregătești? Mamă, stați, bă, că am rămas în urmă atât. Lume. Asta-i că... Când mai pregătesc melodii noi, tocmai am zis asta. Din tot albumul tău, care e piesa ta preferată? Încă lucrez la album, încă nu pot să dau așa cu părerea. Și sper să fie toate preferatele mele. Vezi că nu există Moș Crăciun. Până la ce vârstă, întrebi? Există și la un moment dat e chiar ok să crezi în anumite basme, să le zic așa. Dansul Banilor va fi free? Cum adică tu va fi free? Am vândut obligatoriu o piesă vreodată, adică nu mi-o amintesc. În general, piesele mele sunt free pe internet și lumea alege ce ascultă. Vescan, cum poți să ia legătura cu tine pentru o probă vocală rap, mă refer? Poți să-mi trimiți un mail la contact.vescan@yahoo.com. Probă. Nu sunt eu vreun mare profesor să... D2L sau Wu-Tang, ești nebun? Cine sunt eu să pot să aleg între veterani ăștia? Cântă ceva, mă, sunt pe aici, într-un părculeț de ăsta. Nu e chiar aglomerat, dar mai sunt oameni pe aici. Nu pot să chiar cânt așa.
dansez cu poze, vechi, da, dansez, dar nu am de cântat scol din 2013. Am zis că am un concert în București. Nu. Băi, tot dispar comentul ăsta cine. Concert în București va fi anul ăsta, sigur. Mă bucur că ții legătura cu noi. Bă, recunosc că mă cam depășește tehnologia asta, după cum observați, e prima dată când intru live pe YouTube, am, nu știu dacă am 2-3 live-uri pe Facebook, am unul pe Instagram. Încă mă bate tehnologia asta, dar vă promit că încerc să rămân updatat, să zic. Ciprian, ce faci? Ce să faci? Pur și simplu aștept ploaia. Simt că vine. Adică să nu mai povestim și că e frig. Te deranjează mult că oamenii nu susțin prin ascultare mișcarea hip-hop, iar unii artiști de la noi sunt obligați să semneze cu industria. Bă, nu te obligă nimeni să semnezi cu industria, nu știu exact. Sau, nu știu, poate vorbesc și eu prostii, dar nu te obligă nimeni să faci nimic. Tu decizi, tu îți faci muzica. În momentul în care muzica ta ajunge mai ascultată, se întâmplă alte chestii, dar nu-ți impune nimeni nimic și nu te obligă nimeni să semnezi nimic și nu-ți vinzi casa și nu ești al nimănui. Încep să simt frigul. Vezi, Ana, îți mulțumesc că mi-ai codimentat copilăria. Ai fost artistul potrivit la momentul potrivit de fiecare dată. Respect maxim. Mersi frumos, mă bucur să aud. Mă bucur să pot ajuta prin muzică. Pam, 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 pam. Când vii la Deva, când vii... Deci, nu pot să răspund niciodată la întrebările astea așa, acum, când vin Brașov, să știu. În general anunț pe Facebook, în zilele alea, în general anunță și organizatorii în orașul respectiv. Îmi place melodiile tale și pe mine mă doare picioarele. Probabil îți plac melodiile, dar mulțumesc oricum pentru susținere. Muzica n-are limite, vârste și... Când iese piesă nouă? Luna asta. Hai la Cluj, Danei! No, păi, viu! Să vă povestesc o întâmplare. Mă întreba nu de mult cineva, dar... De ce nu vorbesc fix ca în Cluj și în București? Acum 4 ani, când m-am mutat, una dintre primele experiențe la studio, am tras câteva voci, nu știu, una după alta, vreo 3 voci. După care mi-am dat casca și am început să vorbesc cu omul fix ca la mine în Cluj cu prietenii mei. No, am udat vocea mai jos și după aia dăm pe aia și am udat. Omul mă ascultase câteva secunde, apăsase și el pe butonul ăla să-l aud și eu. Poftim, frate. Ai, mi-am dat seama că până la Sibiu doar se înțelege accentul nostru 100%, după care nu trebuie să vorbești altfel. Doar că nu mai poți să folosești amu, că de la Sibiu încoace nu mai înțeleg. Te mai întreabă o dată ce ai zis? Sau dacă zici poate, în loc de poate. Poate, poate. Da, mă, nu. Ți-a plăcut la Baia Mare? Hai să râzi, sunt la Baia Mare acum, din nou. Am fost acum o săptămână la Festivalul Castanelor, ne-am întors la un bal. Nu e chiar așa frig, eu lucrez pe vremea asta. Florin George, depinde în ce oraș. Că, din câte știu eu, nu e la fel. Geos Driver, a trebuit să facă o operație destul de dificilă, iar tu mi-ai dat curaj.
Asta e bună. Nu mi-amintesc să fi avut ceva versuri pentru operații sau ceva, dar mă gândesc că ceva motivațional ai găsit undeva acolo și mersi încă o dată pentru susținere tuturor. Tutum de Revelion, unde mergi? Au cam trecut anii mei de distracție de Revelion, să zic așa. Nu chiar pot să fac un plan cu prietenii sau familia, că o să apară concerte, o să apară tot felul de evenimente. Sar de fericire că ești în Baia. Nu pot spune cum te numești, Bescan. Tam, 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 tam. Minute, bang. Se aude ok, nu? Hai, răspundeți, nu știu, 5 dintre voi măcar. Mă auziți ok? Se aude bine? Da, da, da. Care sunt proiectele? Cine sunt eu, cine ești tu? O să o... Francesa 4, parcă am mai spus atât. Da, se aude perfect, da, se aude perfect. Bun. Am pus un... Am cumpărat un microfon de ăsta care intră direct în telefon. De asta vă întrebam cum se aude. Solea Natalia, vorbește puțin ardeleneaște. Ar trebui să fac un live special. Ardeal live și după aia... Să vezi ce m-am distrat când am fost în... în Republica Moldova, în Nisporeni, dacă mi-am amintesc corect. Am fost cu Scubi și noi vorbeam cu noi, poate, amu, încetuț, tot începe cu o pauză și să vezi viteză ce aveau acolo în Nisporeni, era orașul, da, era undeva pe lângă Chișinău. Nu înțelegeam din, nu știu, 10 propoziții înțelegeam una și ei la rândul lor la fel, probabil, din 10 propoziții înțelegeau una. Ce fit mai urmează, chiar aș vrea să vă pot spune, dar chiar nu-mi doresc. Chiar vreau să fie surpriză. Ia cântă ceva să vedem cum se aude. Dacă trăiești doar pentru bani, ai sufletul în faliment. O viață întreagă aduni și parcă tot nu-i suficient. Dacă iubirea pentru bani în lumea ta e sentiment, ajungi în viața ta absent pentru că tu nu vezi cum trec anii și oamenii dansează toți după cum cântă banii. Da, tu nu vezi cum trec anii și oamenii dansează toți după cum cântă banii. Deci am testat și microfonul, merge. Întrebări despre proiecte mi-a spus, v-am răspuns. Întrebări, tra-la-la, tra-la-la. Apropo, noi azi noapte am fost pe drum până la 11. Am dormit vreo 2 ore, așa că dacă am cearcăne mai mare decât de obicei, mă scuzați. Ba, hai, am dormit 3 ore, dar sprijinindu-mă în... Știu, este avion, știu. Doar că în momentul în care am un portbagaj de scule, cu avionul e mai ciudățel puțin. Și atunci ne rupem cu mașina. Oricum nu e ca și cum ai peste tot aeroport să poți merge cu avionul. Plus că mi-e frică, de-abia, nu știu, de anul trecut, dacă am trecut de frica asta de zbor. Ce părere ai despre Illuminati și presupusa masonerie prezentă în muzica industrială românească? A2 România. Nu cred că e chiar așa prezent în industria românească. Cred că e mai mult prezentă pe afară. Și mi-am dat seama că cu cât intri mai mult în subiectul ăsta, cu atât îți dai seama că știi mai puține. Și te cam îndepărtează de lucrurile astea mici care te fac fericit zilnic. Și am o părere că nu știu. Vezi că cântă ceva din spune lumii sau parcă mă cunoști. Măi, eu mai cânt așa că sunteți dragi, dar...
pus tot timpul să cânti oriunde ești. Tare, cântă piesa 2. Am rămas în urmă rău cu comenturile astea. Ce părere ai despre ceea ce faci acum față de ceea ce făceai înainte? Nu vreau să spun că muzica pe care cânti acum e proastă, dar e clar că muzica pe care o faci acum e mai de masă. Tot timpul am încercat să fac muzică de masă, că mi se pare absurd să... Nu știu. Adică o faci din suflet pentru tine, în primul rând, dar trebuie să fii ipocrit să spui că nu te interesează câtă lume îți ascultă muzica. Ori piesele de masă cu piesele proaste, da, ai dreptate. Sunt foarte diferite. Ce părere ai? Învăț zi de zi muzică, asta cred că mă și ține în muzică. De atâta timp învăț zi de zi chestii noi. Învăț să-mi folosesc vocea altfel, învăț să-mi folosesc versurile altfel. Am impresia că am progresat și am impresia că o să mai progresez mulți ani. Încă sunt la început, sincer să fiu. Eu încă mă consider la început. Încă nici nu știu dacă mi-am așezat stilul, să zic așa, nu știu dacă am când ce-mi place. Mărâ Suceava, iar tu? Mai ții minte când ai venit în Suceava cu Scubi și erau vreo 10 oameni la concert? Eu eram unul dintre cei 10. Îți mulțumim. Mi-amintesc. Mă, știi care e partea comică? Concertele bune, în general, le ai pe filmări. Te bucuri că piesele tale au avut succes. Că lumea cântă cu tine, dar... Când vorbești la o beție cu tovarășii, concertele proaste sunt exact sarea și piperul. Crede-mă, pe alea ți le amintești. Pe minus bereu vin și eu. Creangă Mihai, eu sunt de părere că piesa mea preferată de-a dus mai sus decât restul rodiilor tale. Eu sunt de părere că fiecare piesă are locul și momentul ei. Să zic așa, fiecare piesă e o cărămidă în cariera ta, n-ai cum să încerci să faci doar un stil de... Mai pot răspunde o dată la întrebarea dacă mai ești la scandalos? Da, mai sunt la scandalos. Va exista o colaborare cu Click în viitor? Îmi doresc. Și fiind prieten de peste 10 ani, cred că pe albumul meu sau al lui sau undeva ne găsim cu siguranță să colaborăm. Deja încep să simt frigul, băieți. Te rog frumos, vrei să cânti tic-tac? Tic-tac. Vezi că am cu puia mai colaborez? Da, mai colaborez? Cum să nu? Numele tău real e chiar Vescan Pavel? Da, Pavel, numele meu real e chiar Vescan. N-am la mine portofelul, să rog buletin. A, caută piesa Se Poate. Și acolo arăt și buletinul, să vezi că scrie Vescan. Ăsta e frigul, dacă vă întrebați. Vezi că am cântă la sos să zboare. Ristei cântă refrenul. Ok. Mă bucur că ne-am întâlnit azi, când mai prin timp liber o să vă mai... O să mai intru. O să vă mai caut. Când e? Până în alta, o duc să dorm puțin, că de seara avem concert. Și...
Nu. Pot să trimit pe nimeni în locul meu ca aș trimite. Da. Nu, n-aș trimite de fapt, căcat. Asta e partea cea mai mișto. Să-ți cânti piesele. Vescan, fratele meu, se uită la tine. Please, spune numele George. Mihai Gamer. George. Salută-l pe fratele tău. Dragi prieteni, vă pup. Ne auzim. Finish, care e bucurie.